Îl invităm pe doctor Cezar, cel care ne va vorbi despre o afecțiune medicală cu care se confruntă tot mai multă lume, probleme digestive. Vă rog frumos, ora de medicină astăzi cu prietenul nostru, doctor Cezar. Banu, ba da. Stomacul meu, ficatul meu, banu, ba da. Salut, doctor, dacă vrei să schimbăm piesa asta, să spui. Păi, astăzi mergea ceva cu digestia, cu foamea, cu... Cu foamea, cu asta. Găsim imediat Ciucă, DJ Ciucă, omul care pune muzică pe catamarane, pune muzică în lumea. Pe dragostea trece pe stomac, de astea, nu? Da. Ai pus muzică și când erați 10 de ăștia catamarane, nu, unele gata? Nu, eram doar noi. Nu. Asta e, atât vreau să zic. Doctore, despre ce vorbim? Vrei să luăm la bar? Avem tabla? Avem tabla? Aducem și tabla, da, mai bine. Vă rog frumos. Avem mult de vorbit. Stați o secundă că avem tabla. Avem tablița să ne organizăm mai bine. Vă rog frumos, dragi. De ce vorbesc eu ca și cardiolog de problemele digestive? Adică oricum care... vorbești de toate și de romatism și de toate. Am făcut medicină generală și nu ne oprește nimeni să mai și învățăm. Pentru că atunci când gândim outside, o luăm razna pe câmpii, asta e un lucru bun pentru că ieșim outside the box. Ieșim în afara cutiilor în care... Doctore, eu mi-am scăunel aici. Telespectatorii sunt convinși că sunt cu ochii pe noi. Probleme digestive. Și vorbim despre foarte mulți digestive. Oameni în ultima vreme se plâng de astfel de probleme din mai multe motive. Din amicul public, numărul 1, stresul și sistemul fight or flight și când suntem agitați, stresați, nu avem energie pentru digestie. Dar atunci când un sistem este stricat, orice mașină când se strică, primul lucru e să o ducem în service. Când e în service, nu mergem cu ea. Deci prima cale... Programul Rabla. Deci ca să reparăm ceva ce s-a stricat, trebuie să lăsăm să facă pauză. Deci postul intermitent ajută în problemele de aciditate, de reflux gastroesofagian. Recunosc că fac chestia asta de ceva timp, nu în fiecare zi, dar mă simt extraordinar. Așa. Cel puțin... Intestinul inflamat. Dacă intestinul e inflamat și e bolnav, trebuie să lăsăm să se odihnească, e logic. Dacă ficatul e gras, e plin cu de toate, trebuie să lăsăm să se vindece. Deci asta este primul lucru, postul intermitent, dar nu postul prelungit. Și nu niciodată nu am recomandat și nu voi recomanda posturi mai lungi de 3, 4, 5, 7 zile foarte dese. De ce? Pentru că și asta e tot un dezechilibru, iar postul prelungit cauzează perturbări ale microbiomului, adică bacteriilor sănătoase. Deci un post intermitent, o zi, două, mâncăm ceva ușor în funcție de diversele afecțiuni. Apoi stresul, da? Reducem stresul. Dacă vrei să scapi de stres, știi povestea 4S, da? Soare, sport, somn, da, i-a devenit virală. Soare, sport, somn, sex. Da, și reduci stresul și te gândești că atunci, și trecem la punctul 3, pace și recunoștință. Dacă avem ceva de pus pe masă, dacă avem un acoperiș deasupra capului, se pare că avem mai multe motive să fim mulțumiți decât nemulțumiți. Adică, de-a lungul istoriei am suferit de foame. Acum e și lacom, știi cum e. Acum e și lacom, dar și uită să fie recunoscător pentru ceea ce are în față. Și atunci ceea ce are în farfurie nu va intra bine în organism. Atunci când mănânci o prăjitură, să zic că ești la dietă, vrei să reduci kilogramele, dar dacă tu mănânci acea prăjitură cu vinovăție și a mâncat-o, dar nu trebuia să o mănânc și îți faci mai multe mustrări de conștiință, nu e bine. Dacă ai ales să faci ceva, fă-o cu asumare și bea un pahar, mănânc o prăjitură, dar cu liniște sufletească, cu recunoștință că poți să faci lucrul ăla, da? Mestecat? Mestecatul. Să mestecăm lent, pentru a da timp sistemului digestiv să se pregătească. Dacă mâncăm pe fugă, pe nemestecate, acea hrană nu se amestecă cu sucurile digestive. Sunt bucăți mari prin stomac și atunci nu se amestecă ca să poată fi bine digerate. Adică trebuie să mesteci până faci o pastă, efectiv. Trebuie să mesteci până faci o pastă și în tot acest timp sistemul are timp să se pregătească și să-ți dai seama că ești totuși la masă, iar dacă cumva nu ai timp să mănânci, mai bine nu mănânci, mai bine faci post. Adică dacă n-ai timp să digeri bine hrana, să fii pe liniște și digestie, rest and digest, mai bine dacă ești pe fight or flight, du-te la luptă. Da? Apoi, să evităm sau să scădem cantitatea de alimente inflamatorii și aici am făcut o listă așa pe foarte scurt. Cerealele integrale care sunt foarte promovate în ultima vreme ca fiind benefice, într-adevăr, au niște beneficii, dar pentru nu intru în discuțiile legate de zahăr, dar cerealele integrale
pot fi pentru anumite persoane foarte inflamatorii. Acesta este și motivul pentru care am făcut făină din grâu și n-am mâncat grâul integral. Acesta este motivul pentru care există orezul alb. Orezul alb în Asia era un orez mai scump decât cel integral, pentru că trebuia să faci o muncă să dai jos coaja. Și atunci te întrebi, de ce să faci această muncă? Pentru că există niște substanțe inflamatorii în coaja cerealelor. Deci, apoi ce scrie acolo? Solanacee, roșii, vinete, ardei. Ardeiul, știi că am observat, doctor, nu prea face bine ardeiul grasă. Păi nu face bine ardeiul și nici roșiile, nici vinetele, dacă mai ales dacă le consumăm cu semințe, deci, și cu pieliță. Deci persoanele care simt că nu le fac bine, dacă vor totuși să le consume, și mie îmi plac foarte mult, e o procedură în plus de efectuat, să dăm jos pielița și să dăm jos semințele și ne vom simți mult mai bine, testat pe propria piele. Deși pielița. Da, 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 da. Într-adevăr, e mai anevoios. Dar fasole, mazăre, nu? Fasolea, mazărea. Aceste leguminoase au și ele foarte multe lectine, foarte multe proteine inflamatorii și ar fi bine să le consumăm mai rar sau, dacă le consumăm mai des, să le fierbem la oală cu presiune sau să le lăsăm foarte mult la înmuiat. Să le lăsăm, uite, fasolea o zi, două chiar, da. Să schimbăm apa de mai multe ori și apoi când o fierbem, să o fierbem foarte, foarte bine. Prăjel. Prăjelile. Asta e nenorocit. Asta e, da, mai ales bune. Deci de-aia n-am zis nu, am zis mai puțin. Mai adică puțin. Mai puțin ăla depinde. Pomana porcului ciucă, n-ai cum. Deci bagi o bucată de pâine în ceaunul ăla sau în tigaia, da, și faci așa. Grăsimea, deci cum, grăsimea, grăsimea animală e mai ok. Nu e chiar atât de rea ca uleiul prăjit. Deci grăsimea animală e mai ok. Nu înseamnă că e neapărat sănătoasă, dar nu e chiar atât de rea. Laptele de vacă poate fi inflamator pentru unele persoane. Mă rog, am scris aici alimente procesate, fast food, și asta e foarte clar ce înseamnă. Deci reducem cantitățile din aceste alimente și dacă avem gastrită sau avem probleme cu reflux gastroesofagian, durere în stomac, e bine o perioadă să evităm și proteinele, carnea, da? Și să consumăm mai multe legume fierte după ce am ținut un post, da? Să nu supra-solicităm sistemul digestiv. Adică imediat. Să nu pleci direct, cu să, nu pleci direct să lași puțin să se vindece. Probiotice? Probiotice înseamnă fermenți, adică înseamnă murături, iaurturi, chefir, kombucha, murături de toate felurile, dar cu sare, deci murături tradiționale, nu neapărat. Te ajută o zeamă de varză? O zeamă de varză, da. Dar atenție, și aici, dacă microbiomul este foarte dezechilibrat, deci bacteriile noastre din intestin sunt dezechilibrate, e bine să facem asta puțin câte puțin, nu cantități mari deodată, da? În funcție de toleranță. Probiotice înseamnă aceste microorganisme benefice. Prebiotice sunt fibrele și hrana cu care ele se hrănesc, pentru că dacă nu mâncăm doar iaurt, dar nu mâncăm și fibre, atunci nu vom avea cu ce hrăni mai departe. Deci noi aducem o populație de bacterii, dar nu avem cu ce să hrănim. Deci, și atunci fibre. De unde luăm fibre? Cea mai bună soluție este să avem următoarea, să zicem, regulă, să consumăm săptămânal 30 de tipuri diferite de plante. Da? Varză, conopidă, broccoli, sparanghel, ciuperci, măsline, fructe, nuci, semințe. Deci cumva să diversificăm foarte mult sursele de fibre. Într-o săptămână. Să fim conștienți că de fapt noi, luați pe pilot automat, mâncăm zi de zi aceleași lucruri și 2, 3, 4, 5 alimente care se repetă și această lipsa de diversitate ne cauzează foarte multe probleme. Mi-a zis data trecută, am cumpărat o țeavă de asta. Da, foarte mulți oameni care au început să consume, chiar și astăzi un pacient mi-a confirmat, se simte foarte bine. Trebuie luat, dacă există gastrită activă, nu este benefic pe moment, întâi un post mai lung până se vindecă și apoi cu diluat în apă atât cât e nevoie și consumat mai ales în timpul meselor care conțin foarte multe proteine. Da? Betaina hidroclorică este un alt supliment pentru cei care au hipoaciditate, deci probleme de reflux, și ajută foarte bine în digestie. Sărurile biliare sunt indicate persoanelor cu probleme biliare și mai ales celor care și-au scos bila, da? Pentru că s-a pierdut foarte mult din bazinul sărurilor biliare și acestea sunt necesare pentru digestia grăsimilor. Mai ales grăsimile, vitaminele liposolubile. Deci persoanele care se știu cu bila scoasă să aibă mare atenție, pentru că scade absorpția vitaminelor liposolubile A, E, D, K. Și atunci să ia astfel de săruri. Și bineînțeles enzime
enzime digestive, enzime pancreatice, care ajută să susțină funcția pancreasului, mai ales atunci când avem mâncăruri grele. Da? De aceea nu e bine să avem mâncăruri grele non-stop și nici să luăm astfel de suplimente non-stop. De nou ai pus sport. Sportul. Păi sportul, tubul digestiv este și el format din mușchi și acești mușchi se activează atunci când îi masăm așa, cu ajutorul diafragmului, mai alergăm, ne mai mișcăm, dar nu sportul excesiv. Persoanele care au probleme digestive, ar fi bine o perioadă, dacă fac sport de performanță, să iau o pauză de la competiții sau... Ca să se vindece. Să se vindece, da. Deci sportul cu apoi moderație. Soare, vitamina soare, D. Bineînțeles, soarele știm cât de benefic este, dar vreau să precizez aici un lucru foarte important. Vitamina D, mai ales pentru persoanele cu inflamație intestinală, activează celulele stem din care se repară celulele intestinului. Deci sunt niște celule deci primordiale. Vitamina D e bine să iei orice ai face. Vitamina D e bine să stăm la soare, să o facem natural. Dacă nu, măcar din suplimente și să atingem un nivel țintă de 50 nanograme pe mililitru. Am pus această valoare pentru că mulți oameni iau vitamina D, fie iau prea mult și se duc mult peste și poate fi dăunător, fie iau prea puțin și nu ajută. Deci această valoare ar fi de urmărit. O întrebare din partea publicului. Apa se bea înainte de masă, în timpul mesii? Apa, e bine să fim hidratați cât de cât, dar înainte de masă ar fi bine, dacă simțim că n-am băut apă suficient, bem apă și mai stăm 10-15 minute. Nu este bine să bem apă în timpul mesii, să bem multă apă, pentru că se diluează acidul clorhidric, acidul gastric, devine mai slab. Deci în timpul mesii nu bem apă. Nu bem apă. Și doar înainte? Și bem înainte ca apa, am băut-o și se duce și hidratează organismul, se absorbe și se hidratează. După masă depinde ce am mâncat. Dacă, de exemplu, dacă am mâncat foarte multe proteine, carne, e bine să nu bem apă, să bem un pahar de vin roșu sau un pahar de oțet cu puțină apă. Să ajutăm digestia, apa diluează. Deci un pahar de vin e ok, un pahar de vin roșu cu atât mai are și alte beneficii. Berea, în schimb, nu e prea bună, are volum mare și nu prea e bun. Acum, o bere, na... Dar dacă avem persoane cu probleme... Așa e că am început demonstrația, fie, regia Denisă. Păi la mici, ce bei, doctore? Fiecare trebuie să-și cunoască organismul. Ce bei la mici? Bă, da, după aia să nu se plângă. Că nu mai plângeți atunci, dezbalonați tot. Dezbalonați, și-o doare burta. Da, și-o doare burta. Deci, iar apa alcalină, niciun caz la masă. Apa alcalină poate avea niște beneficii, dar în afara meselor. Pentru că noi în stomac trebuie să avem aciditate. Deci alcalinitatea neutralizează aciditatea. Deci slăbește aciditatea. Deci apa alcalină nu la masă. În alte contexte poate fi benefică, nu intru în detalii. Și atunci acest echilibru, deci punând în practică cât mai multe din lucrurile astea, se poate rezolva și gastrita, și colonul iritabil, și intestinul inflamat, puțin câte puțin. Ne facem sănătoși. Doctore, îți mulțumim mult de tot. Să ai grijă de tine și vreau să te întreb săptămâna trecută, când, de când ne-am văzut până acum, cei 4S, cum au fost? Activați? Au fost buni. Activați? Dar nu chiar toți. Deci nu. N-ai stat la soare. N-am stat la soare. M-am prins. Nu ne soare. Doctorul Cezar, oameni buni, merge, nu știu dacă zilnic, dar săptămânal, sigur, desculse prin, da, da, asta aproape prin zilnic, curte, aproape prin parc, da. Dezbrăcat la bustul gol, nu? Și mai mult de atât. Luăm publicitate, nu putem spune mai multe. Oricum găsiți-le pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook, Dr. Cezar. Căutați-l, vă rog mult de tot, doctore. Mulțumim mult de tot.